și suntem în căutarea unor pietre spectaculoase. Suntem pe un mal mai îndepărtat de plajă. Căutăm niște pietre mai spectaculoase. Uite, scoici, de exemplu. Trebuie să ne suim sus pe pietre. Vă voi arăta unde. Uitați-vă aici câte scoici mici. Erau pui, poate. S-au scos piatra. Și au murit toate. Vă arăt eu unde merg. Vedem pe aici. Raci, plin de raci și pe aici. Sunt unele pietre. Spectaculoase. Vreau să folosim două luminiere. Marea este foarte nervoasă. Am făcut niște video. Uitați-vă. Cu niște valuri extraordinar de mare. Uai! Cum a pe pietroaie. Uitați-vă cum s-a rupt zidul. Ai călcat pe o piatră din asta, alunecă de, vai Doamne. Acolo e plin de cormoran. Hai să-i vedem. Ioi! Acum alunecă și aici. Cauze că valurile sunt mari. Ieri când am fost, aștia erau seci. Dar acum ajunge apa și până aici. Lăbiri dărâmate. Aici pe margine. Uitați-vă aici ce forme. Acum, astăzi, nici nu cred că putem să trecem dincolo din cauza valurilor. Acum încercăm. Nu scap telefonul. Ui! Oh.
mare, m-am împins de pe piatră, pentru că m-ar fi chiar a venit unul mare. Aici sunt foarte, pietre foarte frumoase. Acolo-i plaja. Acolo departe se vede plaja care s-ar putea să fie plaja românească. Nu-i departe. La o oră și ceva de mers. Am lăsat